Elevii de clasa 11 și a 12 au susținut astăzi proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Pentru mulți elevi, subiectele au fost accesibile. Ei susțin că se așteptau la subiecte cu un grad de dificultate ridicat. A fost destul de ok subiectul. Au fost niște matrice, niște determinanți ușor. Prima parte a fost, după părerea mea, a fost mai grea. A treia parte a fost cea mai ușoară. La matematică, foarte, foarte bine. Ușoară subiectele? Prima parte a fost puțin greuță, dar subiectul 3 a fost relativ chiar și mai greu. Deci a fost bine, per total a fost bine, mă așteptam să fie chiar mai greu. Eu am învățat, mi s-a părut ușor. Am avut despre comunism, la subiectul al treilea, cred că ăsta e cel mai important până la urmă, și am scris. Sunt de nivel mediu și pentru copii foarte buni și pentru copii mai slăbuți, așa. Adică pe subiectul 1 și 2 cu o informație așa mai restrânsă se poate lua de voie nota 7. Se are în vedere, nu elevii care au foarte bună pregătire la matematică, ci elevii cu pregătire medie. Deci subiecte, dacă ne exprimăm într-un limbaj obișnuit, ar fi niște subiecte care sunt de nivel de clasă. În Dolj, prezența la examen a fost de 75%. Au fost și elevi eliminați. Elevi eliminați la disciplina matematică, 2 la Colegiul Ștefan Dobleja din Craiova, unul la clasa 11 și unul la clasa 12 și 2 la Colegiul Economic Gheorghe Chițu, ambii elevi de la clasa a 11. Mâine urmează proba la alegerea profilului și specializării, însă aceasta va fi susținută doar de elevii clasei a 12.